Domnule prim-ministru, dragi invitați, bună seara! Sunt Irina Arsene, conduc editura Curtea Veche și ne-am adunat astăzi aici să sărbătorim împreună apariția unui volum special, dar să sărbătorim în același timp și cartea, Fleșuri din sens opus, carte scrisă de scriitorul polițist Marian Godină. Cărțile sunt instrumente ce poartă creativitatea umanității. Asta s-a dovedit în istorie până astăzi. Ele sunt mai ales instrumente ale libertății, cu condiția să nu existe obstacole care să oprească să apară aceste instrumente. Dar, din fericire, în România a trecut vremea când se tipăreau poate manifeste sau cărți clandestine. Cărțile sunt, de fapt, instrumente mai ales ale libertății. De asemenea, educă, nu? Sunt instrumentele cele mai ieftine și cele mai recunoscătoare, pentru că o carte nu costă foarte mult, iar conținutul cărții poate să ne ajute o viață întreagă. De aceea, cred că în punctul de intersecție, să spun așa, unei societăți, poate să stea ca un instrument important cartea. Acum, în această intersecție s-a aflat și un polițist. Un polițist care a știut să observe și să noteze ce se întâmplă. Inițial a notat pe Facebook. Deci acum aceste rețele de socializare permit să ne exprimăm libertatea în tot felul. Editura noastră a fost atentă de mai multe ori la ceea ce produce online, nu da? Adică avem alte cărți și autori în sală, pe care, Curtea Veche, pe care îi salut, care au debutat pe online și au încercat de acolo să spună părerea și să influențeze. Știm că aceste rețele au puteri foarte mari și guvernul Cioloș a simțit asta și știe asta. Acum, este un moment în care eu simt și cred că Facebook-ul are nevoie, în cazul acesta, de o reconfirmare și în forma cărții tipărite, pentru că are nevoie să rămână în istorie. Noi vom citi mult mai ușor această carte, așa cum am făcut noi selecția, decât să încercăm să deschidem fiecare postare a lui Marian Godină. El este un autor talentat, este un autor cu mult bun simț, este un poet mai slab. L-am recomandat să lase poeziile puțin mai târziu sau să le trimită direct destinatarelor, dar nu știu dacă nu va evolua și în direcția aceasta. Este un om onest, este un om autentic și cred că prin cartea sa a făcut un serviciu, ne-a făcut un serviciu tuturor. În primul rând a făcut un serviciu poliției pentru că a făcut posibilă această întâlnire cu conducătorul auto sau cu cetățeanul. Noi nu știam foarte bine ce crede, ce gândește un agent atunci când oprește pe cineva sau mai ales copiii noștri nu știu foarte bine ce înseamnă un polițist. Motiv pentru care foarte repede i-am și propus lui Marian Godină și probabil că pe 1 iunie va apărea să scrie o carte din care copiii să înțeleagă ce înseamnă poliția. Să înseamnă că polițistul este un prieten, este un dușman, ne ajută, nu ne ajută, pentru că uneori suntem dezorientați. Dar despre carte și despre acestea am să întreb și părerea domnului Bucurenci. Vă mulțumesc că sunteți cu noi, domnule Bucurenci. Și eu mulțumesc, domnule prim-ministru, dragă Irina, domnule agent șef adjunct, Godină, dragi români care ați făcut posibilă prin vocea voastră această lansare, doamnelor și domnilor. Trebuie să încep prin a vă spune că am fost destul de amuzat când am primit invitația de a vorbi la acest eveniment,
pentru că mi-am adus aminte cu nostalgie de vremea în care dădeam examenul pentru permisul auto, acum vreun deceniu și un pic. Cred că dacă atunci mi-ar fi propus cineva să mă aflu la un eveniment alături de un polițist de la circulație și de un prim-ministru, m-aș fi gândit de două ore înainte să accept, pentru că mi-ar fi fost teamă să nu sfârșesc răstignit ca Iisus Hristos între doi tâlhari. Numai că vremurile s-au mai schimbat de atunci, stereotipurile despre prim-miniștri ca și despre polițiști s-au îmbunătățit considerabil și la asta au contribuit, cred că semnificativ, două persoane care se află astăzi în această sală, numai că în cele ce urmează eu vreau să mă refer în special la domnul Godină. Am să mai evoc un moment de la traseul pe care l-am dat atunci. Instructorul meu auto m-a sfătuit de bine să mă adresez polițistului examinator cu apelativul să trăiți. Respectul meu pentru uniforma de polițist era foarte mare, așa că am refuzat categoric. Așa încât în urma unui lung șir de să trăiți regulamentare s-a auzit un civil și solitar bună ziua. N-a fost de bun augur fronta mea când m-am dus cătrănit la instructorul auto să-i spun că am ratat traseul. El s-a uitat la mine dojenitor și mi-a spus, vezi dacă n-ai vrut să zici să trăiți. Într-un târziu cu chiu cu vaiu mi-am luat permisul și n-am spus niciodată să trăiți unui polițist în uniformă și cumva lipsa asta de respect și de informație până la urmă față de meseria de polițist am dus-o cu mine. Până când am început să citesc ce scria Marian Godină și în schițele lui care sunt extraordinar de talentate, dincolo de hazul lui nebun și de emoția foarte autentică pe care reușește să o stârnească, pulsează viața. O să vă cer rugămintea să fac apel la un clișeu și o să spun că citindu-l pe Marian Godină am descoperit că și polițiștii sunt oameni. Și am aflat că de foarte multe ori polițistul acela de pe stradă pe care noi ne vărsăm nervii se află de aceeași parte a abuzului căruia îi cădem pradă și noi cetățenii de rând, șoferi sau pietoni. Sau că el se află uneori de cealaltă parte a abuzului când noi înșine suntem abuzatori. Am început să-l înțeleg și să-l respect pe acest polițist. Și pentru că a sădit această fărâmă de toleranță în mine și pentru că m-a ajutat să-mi ucid o prejudecată de care acum recunosc mie rușine, vreau să-i mulțumesc personal aici și acum. Numai că există un merit și mai mare al apariției acestor scrieri ale lui Marian Godină, întâi pe Facebook și acum între copertele unei cărți. Și aș vrea să punctez și lucrul acesta. Specialitatea mea este comunicarea și oamenii, în general, când au de comunicare, cred că ea este în cel mai bun caz un lux și în cel mai rău caz un moft. Ori eu cred despre comunicare că este mult mai mult. Comunicarea este un mecanism prin care sistemele, fie ele companii, organizații, state chiar, se pot însănătoși. Pentru că atunci când un sistem comunică, el se transparentizează. El este mai lesne scrutinizabil și bucla de feedback se închide și sistemul devine mai bun. E o corelație foarte bine stabilită între calitatea actului de comunicare și calitatea unei organizații. Dacă vrei să vezi cât de sănătos e un om, începi să-i faci analizele de sânge. Dacă vrei să vezi cât de sănătoasă e o organizație, cât de bine se trăiește în ea, cât de democratică este, cât de eficientă sau performantă, te uiți la actul de comunicare. Și din acest punct de vedere, până de curând, poliția română era undeva în același cluster cu Turkmenistan, Arabia Saudită și Republica Populară Chineză. Lucrurile s-au îmbunătățit considerabil pentru că, iată, fenomenul Marian Godină este posibil și asta se datorează poliției române. N-ar fi fost posibil cu ușurință acum 10 ani. Numai că eu aș zice că dintre comunicatorii din poliția română, el este, la ora actuală, cel mai bun. Eu cred că prin scrierile lui, Marian Godină a făcut un triplu serviciu poliției române și societății românești în ansamblul ei. În primul rând a umanizat polițistul și a făcut poliția prietenoasă. Este mai lesne să o îndrăgim. Și e normal, e firesc într-o societate să îndrăgești poliția așa cum îndrăgești medicii și pompierii. E firesc și e sănătos. În al doilea rând, a spulberat un stereotip negativ despre polițistul needucat, ignorant și grobian. Și în al treilea rând, a pus bazele unei noi culturi a respectului față de uniforma de polițist. Respect izvorând dintr-un set de valori pe care Marian Godină le întruchipează. Corectitudine, onestitate, bun simț. Pentru lucrurile acestea, eu vreau să-i mulțumesc astăzi, pentru că eu cred că lipsa respectului față de uniforma de polițist este una dintre cele mai devastatoare boli autoimune ale unei societăți. Și îi mulțumesc lui Marian pentru că s-a luptat cu această boală, cu armele sale. Îi mulțumesc pentru că, datorită lui, eu am reînceput să respect uniforma de polițist și îi spun din tot sufletul, ceva ce n-am spus niciodată unui polițist până acum, să trăiți.
Mulțumim foarte frumos, Dragoș Bucurenci. Acum trebuie să mai completăm de ce face asta, nu, Marian Godină? Pentru că declară, susține și, dacă o să citiți, înțelegeți, el iubește meseria asta pe care o face. Deci toți cei care facem o meserie pe care o iubim, o facem cu multă ușurință. El suferă atunci când nu-și poate face meseria. Și când n-a putut să-și facă meseria? Atunci când i-au interzis-o tocmai superiorii, eventual. Sau probabil. În sală se află și părinții lui Marian Godină. Mulțumim că au venit și că... și că au crescut așa un polițist de nădejde. Și acum l-aș întreba pe Marian, pentru că probabil toată lumea vrea să-l audă, de ce iubești și de ce te-ai făcut polițist? Aș vrea să încep prin a vă mulțumi dumneavoastră, domnule prim-ministru. Îmi e greu să-mi exprim cuvintele. Sunt foarte onorat de prezența noastră aici. Mulțumesc tuturor celor din sală, le mulțumesc părinților mei, care au făcut și ei niște eforturi destul de mari pentru a fi prezenți. Nu plânge că nu-s mai mult spre tine dacă deja începi. Tatăl meu e un pic mai emotiv, așa sunt și eu. Mă așteptam la asta oricum. Și eu, e pentru prima oară când trebuie să vorbesc cu unui public și constat că mie mi se usucă buzele de la emoții, bine că nu plâng. Legat despre carte și despre remarcile doamnei Arsene, care mi-a spus să mă las de poezii, este oricum o carte atipică și vreau să vă spun că nu va trebui să vă certați redactorul, pentru că și el mi-a zis același lucru, că a renunțat la poezii, însă am insistat să fie acolo pentru că așa au fost ele. Sunt niște poezii scrise, fac parte din viața mea, le-am trimis unei fete. Eu știu că nu sunt poet și nu sunt comparabile cu cele ale lui Eminescu, dar am ținut neapărat să fie acolo prezent în carte. Am mai spus și în alte rânduri că mi-am dorit prin această carte să aduc o schimbare. Și deja în scurt timp de la lansarea ei, de la publicarea ei, constat că s-a produs deja o schimbare și îmi stau dovadă sutele de mesaje pe care le primesc și în care oamenii spun că și-au schimbat radical percepția față de polițist și că respectă mult mai mult regulile de circulație, respectă mult mai mult oamenii din intersecție și privesc cu totul și cu totul altfel uniforma de polițist. Iar asta pentru mine este cea mai mare răsplată pe care am primit-o în urma publicării acestei cărți. Sincer, nu mă așteptam să ia așa o mare amploare acest fenomen. Acum câteva săptămâni mă gândeam dacă va fi necesară o lansare a cărții, iar acum mă aflu aici, în prezența premierului României și chiar nu mă așteptam la așa ceva și vă mulțumesc încă o dată tuturor pentru prezență. Sper că sala a fost încăpătoare pentru toți. Nu? Abia acum am văzut și în loje lume. Mulțumesc și editurii. Am întâlnit acolo niște oameni minunați. Recunosc că le-am făcut zile destul de grele prin faptul că sunt atipic. Chiar aș ruga-o pe doamna Arsene să spună câteva cuvinte despre mine ca autor, nu ca polițist. Îmi cer scuze și față de lucrătorii de la editură care au avut niște zile grele și au lucrat suplimentar, dar până la urmă au reușit să-și facă treaba cu brio. Îl completez dacă îmi cere și cel mai greu a fost atunci când a auzit că mama lui a avut un accident. Marian Godină a plâns cam 2 ore în editură. Mă așteptam să zâmbiți, dar a fost greu. Este la fel de emotiv. Nu prea știi ce să spui în momentele acelea. Nu știam ce se întâmplă. Fenomenul a fost foarte puternic. Deci aici este o forță foarte mare. A fost un fenomen, într-adevăr. Nici noi n-am fost pregătiți să gestionăm asta, pentru că am primit peste 20.000 de precomenzi
sistemul nostru informatic a picat, n-am putut să preluăm comenzile, n-am putut să prelucrăm, n-am putut să le trimitem, pentru că nu stai cu o structură puțin mai mare decât ai nevoie. Am cerut ajutor altora și toate cărțile au ajuns, dar permanent apăreau crize, mici crize, inclusiv criza spațiului. Unde să mergem, unde să avem lansări? Mulțumesc foarte mult, doamna Radoică, ne-ați primit aici, pentru că am fost refuzați de, cred că, cel puțin 7, 8, 9 săli, unde am fi avut loc toți, poate. Nu vroiau să-l primească, pentru că toată lumea era într-o așteptare. Ce se întâmplă oare? Cum pică? Va fi susținut? Nu va susținut. De asemenea, nu știam, și în continuare suntem refuzați. De exemplu, la Brașov nu avem sală, dorim să mergem. Suntem chemați în multe localități. Poate înțeleg pe brașoveni că nu știu cu cine să țină, neapărat cu agentul din intersecție sau cei care vor veni să amendeze. Da? Deci au fost mai multe crize, dar cu ajutorul echipei de la editura Curtea Veche, asta trebuie să recunosc, să-i mulțumesc în special Mariei Desmiran, dar și Mirunei și întregii echipe, am reușit zi de zi și aproape oră de oră să rezolvăm crizele care au apărut. N-a fost simplu, dar tocmai autenticitatea, tocmai puterea, tocmai energia pe care o emana și pe care ne-o împrumuta Marian ne-au dat încredere că împreună putem să ajungem și să vă propunem această carte și să rezolvăm prin această carte câte ceva, să educăm și cred că a priori se rezolvă o mulțime de lucruri în trafic. Cred că... Spune. Dacă îmi dați voie, și eu vreau să felicit editura pentru că a avut nasul să găsească acest autor și aș fi luat, pentru că ați menționat energia și dinamismul lui, aș vrea să revin un pic la procesul creativ, că eu să recunosc, sunt foarte curios. Am devorat cartea în 2 ore, se citește foarte lesne, e foarte bine scrisă, e limpede că e aici un talent nativ. Sunt curios care e procesul, cum se întâmplă, cum a fost prima dată când ați scris sau cum se întâmplă o scriere, când ajunge țara acasă sau cum anume se întâmplă. Întrebarea asta n-am mai primit-o până acum. Așa că auziți asta pentru prima dată. Foarte multe din capitolele cărții sunt scrise de pe telefonul mobil, iar restul sunt scrise de pe un laptop pe care l-am primit cadou tot de la tatăl meu. Și cam așa a fost concepută cartea, de pe telefon și de pe un laptop. Inițial am încercat să-i dăm sfaturi, adică postez de 2 ori pe zi, numai des, spui asta, nu altceva. Și după aia ne-am gândit noi câte like-uri avem, 70. Nu-i câte... bine să strici ceva ce funcționează. Exact, adică am trecut prin toate fazele acestea și se pare că știe ce face, face cu rezultat și doresc să îl susțineți și să-i mulțumim cât putem fiecare. Vreau să vă spun câteva lucruri. Am ezitat să vin pentru că e momentul dânsului și nu vreau să rămână cineva cu impresia că premierul vrea să-și asocieze imaginea cu un om de succes și cu un om care e apropiat de societate. De asta l-am și lăsat, n-am vrut să vin lângă dânsul când a făcut declarații, pentru că e momentul dânsului. Însă am decis totuși să vin ca să fie foarte clar și pentru dânsul și pentru alții că acest gen de comportament civic, autentic, chiar și într-o instituție însărcinată cu ordinea publică, are toată susținerea guvernului și are toată susținerea mea. Cred că în felul acesta societatea românească poate să se însănătoșească și faptul că un om ca și dumnealui cu comportamentul pe care îl are, are atâta susținere în societate, arată că tocmai asta așteaptă oamenii: onestitate, profesionalism, autenticitate și verticalitate în orice activitate, de jos până sus. Deci din punctul ăsta de vedere, nu mă surprinde faptul că domnul Godină
devine un simbol și eu îi urez mult succes și sper și sunt convins că va ști să ducă pe umeri această așteptare și această încredere pe care oamenii au în persoane ca și dânsul. Pe de altă parte, sunt convins că fenomenul Marian Godină ar trebui să fie o lecție și pentru poliția română, care probabil că la început a fost ezitantă legat de reacția pe care ar trebui să o aibă vis-a-vis de un astfel de fenomen, și sper eu să înțeleagă că, așa cum spunea la prezentare și domnul Bucurenci, o comunicare autentică, sinceră și bine făcută e în interesul unei instituții care se vrea și care este în serviciu public. Și vreau să vă spun că oricine în administrația din România, cel puțin cât sunt eu prim-ministru, va avea toată susținerea pentru acest gen de comportament.